Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și astăzi o să avem o ediție specială. De ce nu să nu? De ce n-ar fi de colecție? Mă întreb și eu așa. Pentru că subiectul care mi l-am propus să-l dezbat împreună cu domnul Beleiu Gheorghe, avocat din Alba Iulia, bună seara, Bună seara! și Eugen Sechei din Riad, bună seara, Bună seara! are la bază rezultatele alegerilor din Statele Unite ale Americii. Influențează într-un fel sau altul alegerile ce se vor derula în curând în România? E o chestiune de interes pe care putem spune noi că ar trebui să o tratăm cu foarte, foarte mare atenție, pentru că societatea omenească este, putem spune, fără putință de tăgadă, având în vedere că am și luat interviuri americane și am vrut să văd de la oameni de rând ce s-a întâmplat acolo, de ce masa tăcută a întors foaia, pentru că toate sondajele arătau altceva, pentru că frica te face să taci și să acționezi. Și pentru că știm foarte bine că e o luptă între progresism și conservatorism. Putem să spunem că în Statele Unite, conservatorii, așa pe înțelesul tuturor, au reușit să se mobilizeze și să determine o repunere pe șine a unei nave care efectiv cred că a fost deraiată rău de tot prin atitudinea pe care unii oameni au denaturat-o de la normalitate. Și am să-mi permit să citesc dintr-un mare evanghelist, pentru că îmi permit chestiunea asta, având în vedere că am urmărit campania electorală, care a susținut echipa Trump și republicanii. Franklin Graham, Billy Graham, a fost cel mai mare evanghelist care a existat în America în ultima perioadă. Oameni care au coloană vertebrală, care au caracter, care au țintă, au frică de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Donald Trump a câștigat aceste alegeri. Această victorie este istorică în multe feluri. Milioane și milioane de oameni se rugau și Dumnezeu, și cred că Dumnezeu le-a auzit rugăciunile. Este o victorie pentru familie, este o victorie pentru economie, este o victorie pentru milioane de copii nenăscuți, este o victorie pentru libertatea de exprimare, este o victorie pentru libertatea religioasă, este o victorie pentru lege și ordine, este o victorie pentru producția americană, este o victorie pentru mineri, este o victorie pentru fermieri, este o victorie pentru industria petrolului și a gazelor, este o victorie pentru securitatea națională, este o victorie împotriva a birocrației și autorităților de reglementare guvernamentale, este o victorie de Crăciun, este o victorie pentru oamenii iubitori de libertate, de pretutinderi, nu doar din America, ci din întreaga lume. Cum apreciezi tu, Eugene, această, să zicem, pledoarie pentru victorie? În viziunea ta, evident, nu A, viziunea mea, că da, comentariu evident. față de Billy Graham, nu eram pe această lungime de undă, dar sunt de acord cu el. Într-adevăr, e o victorie pentru normalitate. Cred că pentru mine aceste alegeri erau definite în primul rând din acele nunți pe care le-a făcut Kamala Harris, prin care ea a admis că este trezită, deci acest woke, deci această aberație dogmatică care a prins Statele Unite și de acolo s-a transmis în lume, și a spus că e nevoie să fii mai extrem woke decât erau. Deci ea s-a definit în viitor prin aceste acțiuni. Deci nu era suficient cu aberația care exista în acel moment, vrea să o împingă mai departe.
și cum zicea și Billy Graham, cum ai zis și tu, Franklin Graham. E fiul lui, e fiul fiul lui. lui Billy, lui, da. Deci, cum zicea și Franklin Graham, este o victorie spre normalitate. Desigur, nu am ajuns, este începutul unei căi, dar eram la această bifurcare, menținând, luând-o drept spre prăpastia care era evidentă, nu, în cazul în care democrații care sunt cu o etichetă care nu mai le poate fi atribuită, n-au nimic de a face cu democrații din trecut, sunt acești woke, un partid woke, sau e ceea ce s-a propus prin Trump, exact opusul. Și am văzut, el chiar a enunțat cele 10 măsuri pe care le va lua în prima zi în care va fi instaurat. Toate sunt consistente cu mesajul pe care l-a transmis de-a lungul campaniei electorale. Deci, un rezultat îmbucurător din punctul meu de vedere și Eu am o majoritatea. părere suplimentară față de starea pe care am identificat-o dintr-un interviu pe care l-am luat cu o doamnă din Statele Unite după alegeri din Los Angeles și spunea că, de fapt, America a decăzut atât de puternic încât dacă furai în zona California $1.000, nu te băgau la pușcărie. Că veneau Exact. imigranții, erau băgați la hotel, iar oamenilor erau tratați ca homeless. Deci, problematica schimbării sistemului de valori, întorsătura asta în care America era la un prag de prăpastie și din nefericire influența toată lumea, că ia cât, dacă vorbim de Scoția, că n-aveai voie să mai spui la copii că la 4 ani băiat sau fetiță și alte consecințe cu pandemii și alte, de ce să mai discutăm? Consider eu că chiar dacă a avut o atitudine de multe ori poate mult prea puternică, cred că a fost necesar de un Barros pentru a trezi lumea la realitate, pentru a înțelege că dacă noi ne ducem pe direcția asta, când schimbăm libertatea în libertinaj, vom avea niște consecințe devastatoare. Domnul Beleiu, în calitatea domniei voastre de avocat, cum apreciați victoria republicanilor și a lui Donald Trump cu privire la America? În primul rând, eu mă bucur de această victorie pentru că cred că ne întoarcem la libertățile și drepturile fundamentale pe care s-a construit până la urmă Occidentul și lumea civilizată. Pentru că așa cum și direcția pe care o luase Washingtonul și Bruselul, mai și Bucureștiul nostru, să nu uităm că noi avem două partide aici care susțin progresismul de tip neomarxist. Trei partide, PSD, PNL și USR. La Bruxelles avem un vârf de lance al neomarxismului, această ideologie care întoarce valorile cu sus în jos. Normalul devine anormal și invers. Deci eu mă bucur că a venit Trump și că sper ca în mandatul său, că unul va fi, să începem să ne întoarcem la normalitate și să ne întoarcem cu adevărat până la sfârșitul mandatului. Pentru că pe direcția pe care mergeam, mie mi se părea că, domnule, ce am învățat eu în facultate sau ce știu eu din cursurile de drept sau din tratatele internaționale, nu mai e valabil. Ajunseseră să schimbe și definiție la nivel de Organizație Mondială a Sănătății și definiția vaccinului și tot schimbau oamenii ăștia, creau o altă normalitate a lor care n-avea nimic cu ceea ce cu principiile pe care s-a fundamentat civilizația occidentală. Domnul avocat, ați afirmat că PNL, PSD și cine mai, USR. USR,
Da? Susține-o marxiștii, da? Da, o susțin în plin elan. Uitați-vă ce au făcut la Bruxelles când au votat pe această Ursula von der Leyen, Ok, vârful cu de cine lanț al. rămânem, domnul? Hai să-l cităm pe Simion. Hai să-l cităm pe Simion. În decembrie 2023, când Timișoara își plângea rănile, el în Parlamentul României spunea: te agresezi sexual, scroafo. Păi ce facem? Transformăm Parlamentul României într-o cocină? Întreb și eu. Dacă asta vă este solicitarea, mă îndoiesc că e bună. Nu, de, nu vorbeam de Simion. Păi eu vorbeam de ce avem pe piață. Păi ce avem pe piață? Acum, ce avem pe piață? Uite ce avem pe piață. Că noi pe piață, eu cred, și până la urmă să vă spun un lucru. Votul, așa cum este în România și în multe țări europene, și nu știu, nu știu tot sistemul de vot din lume, este un vot nedemocratic. Și vă spun de ce. Pentru că cei care nu se regăsesc, și așa cum spuneați și dumneavoastră, nu se regăsesc nicăieri în valorile și în agenda și în programul celor care candidează, ar trebui să aibă o opțiune pe buletinul de vot în care să spună nu votez sau nu susțin niciun candidat. Iar Este corect, este în corect măsura aici în cum care scriu. aceștia vor fi într-un număr critic, nu știu, 25-30%, ar trebui să se anuleze alegerile, să se organizeze din nou altele, iar cei care au candidat să nu mai apară pe listă, să vină alte persoane. Pentru că, altfel, păi uitați-vă dumneavoastră, cu cine mergem la președinție? Avem 3-4 oameni care nu au de-a face cu această funcție și nu ne pot reprezenta interesele țării la nivel, nu mai vorbim la nivel de stat, dar mă refer la nivel de relații internaționale cu țările europene, cu țările asiatice, cu Statele Unite și așa mai departe. Aici vreau să fac o Sunt mică mai mulți precizare. Numai guvernatori, puțin. niște Imediat, numai o vasali care secundă. aplică. Domnul Beleu, continuați imediat, dar trebuie să fac o precizare. Noi nu avem emisiune electorală. Sunt pozițiile pe care noi, ca cetățeni, avem dreptul să le formulăm și, ca atare, oamenii să înțeleagă foarte bine că noi nu susținem pe nimeni. Absolut nimeni. Facem o analiză critică din perspectiva noastră asupra unor stări de fapt. Exact. Vă Nu, rog, continuați. Dar am vrut să fac nu. această precizare ca lumea să înțeleagă foarte bine că noi nu avem partizanat. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Vedeți, ne ducem, nu știu spre ce ne ducem. Eu mă așteptam să avem niște candidaturi a unor persoane care pot reprezenta România la nivel de vârf. Mă uit la vecinii noștri, spre exemplu, mă uit la vecinii noștri din vest, la unguri. Au un ministru de externe, cum puține state în lume au un asemenea reprezentant Domnule, ai în grijă că Ministerul ești de moț, Externe. mă, ăștia te expulzează, mă, știi cum e? Când vorbești de unguri, parcă cred că le-ai băgat acum țapa undeva. Cui? E? Cui? Hai să vedem, domnule Eugen, care este opinia ta despre influența pe care poate să o aibă ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii asupra alegerilor noastre, deși mai avem 2 săptămâni până la primele alegeri, cum apreciez? Cred că în acest moment nu există nicio posibilitate de a ca Aici alegerea mă lui îndoiesc. Trump. Aici îți spun foarte clar că dacă se mobilizează lumea și manipulează cum trebuie, s-ar putea ca la nivelul culturii pe care noi o avem, că ei au reușit să o aducă la 45% analfabetism funcțional, să le iasă niște jocuri. Cui zici că nu Care se înțeleg. mișcă mai tare, care minte mai bine. Bun, dar deci vezi, noi suntem acel mic purec care sare de pe cățelul care e în frunte. Acum tocmai s-a schimbat, se va schimba acel cățel. Nu cred că există, în afară de noile partide, nu cele tradiționale. PNL-ul ne-a lămurit, nu există nicio șansă. Au fost dintotdeauna trădători, nu ne aducem aminte după Revoluție. PSD-ul
îl știe toată lumea. USR-ul iară s-a dat pe brazdă. Mai sunt aceștia noi la care m-am referit anterior, PPR, cred că se cheamă, partidului Răzvan Constantinescu, cel care a stat. Îmi pare rău, dar eu nu aud. Eu ca român n-am auzit, dar Exact. Pe, vezi, tocmai asta este problema. Deci suntem problema e într-o la țară cei care. care vor să candideze, n-au capacitate să demonstreze cine sunt. Au, doar că nu există podium. Îmi pare Există o rău, dar eu nu medie i-am care auzit este nici cel puțin cinci controlată. emisiuni de genul nostru. Păi, deci, fiindcă nu-i urmărești, n-ai cum să-i vezi, fiindcă apar din când în când pe antenele sau eu știu care sunt programele de televiziune, nu fiindcă întotdeauna au făcut opoziție pe timpul pandemiei, deci ei și-au creat acel nume tocmai menținându-se de partea Aici, drepturilor. Eugene, vreau să spun un singur lucru. Nu contest ce spui, dar spun foarte clar că n-au forță. Având în vedere că n-au Normal. forță, nu mă pot determina să-i cunosc. Păi nu, deci tu te-ai referit în primul rând, mă țin minte la faptul că a fost o surpriză că a fost ales Trump, fiindcă uitându-te în sondaje, credeai că alegerea va merge de partea cealaltă. În România, Aici nu situația credeam este așa. similară. Eu Stai, să stai, stai, spun pe clar că scurt, să-ți era o explic. manipulare, se simțea. Nu, exact. Deci manipularea care este prezentă și la nivelul Statelor Unite este și mai pregnantă în România. Aici există 98%, să nu zic 99%, este vocea celor care conduc. Și cei care conduc nu sunt doar PSD-ul, sunt PSD-ul, PNL-ul Păi aici, și iar, puțin nu am USR-ul. o părere și o Deci, să îi întreb și pe domnul. Eu cred că noi nu mai avem partide. exact. Deci nu mai avem partide, de fapt, care să reprezinte populația. Care Avem să aibă partide care. doctrină, să aibă un Exact. program. Deci aici sunt Corect, corect, problemele, de fapt. corect. Și ai văzut. Mi Deci, se ce pare că zicea sunt niște Trump? căști. Corect. Deci, ai văzut Trump, de ce a fost ales? Nu numai pentru ceea ce spunea el, ci fiindcă s-a înconjurat de niște oameni care au dovedit în mod consistent că dau rezultate. Și țin la ceea ce au spus consistent. Nu mai erau doi alți candidați la președinție, acel Vivek, care e un tip absolut excepțional, ultralogic, inteligent, deci e o plăcere să-l asculți. Mai este de partea cealaltă și Robert Kennedy Jr., nu? Care a venit cu dovezi indubitabile relativ la ce s-a întâmplat pe timpul pandemiei, la faptul că societatea este controlată de către interese farmaceutice, nu? Și plus acel Elon Musk. Deci este o echipă de oameni care au dat rezultate, care au, cum să zic, au valorile pe care și le-au exprimat și le-au menținut în mod consistent. La noi, în afară de acest PPR cu reprezentanții lui pe care voi poate nu-i cunoașteți, nu există o astfel de alegere în România. Cine ar ieși din Hai acest să vedem hățiș? ce zice și domnul Beleiu. Și după aceea o să am o întrebare specifică pentru domnul Beleiu legat de cine ne conduce și ce interese ascund. Am o întrebare dintr-o lege foarte proaspătă. Haideți să vedem care este viziunea dumneavoastră, domnul Beleiu, legat de ce avem ca ofertă pe piață. Dar înainte de asta vreau să vă spun că noi săptămâna trecută am făcut o analiză de genul comparației. Am făcut rost de un sondaj făcut de SNSPA, un domn profesor Cătălin și mai cum, nu-l mai țin minte numele exact, a agregat 9 sondaje și a ajuns la concluzia că avem pe primul loc Ciolacu, pe locul 2, scuze, era Simion, pe locul 3 era, mi se pare, Ciucă și pe locul 4
era la Sconi, iar la partide era aproape scorul dublu, mai puțin spre final, că nu prea câștigă, dar Ciolacu avea vreo 17% față de 30. Cum vi se pare, domne? Adică ce fel de oameni sunt ăștia care își doresc să fie șef și nu sunt stare să se ridice la nivelul partidului? Cum explicam? E foarte simplu. În primul rând, trebuie să pornim și am pornit de la Statele Unite foarte bine. Se implementa acea ideologie de tip neomarxist în tot sistemul din Washington, Bruxelles, capitale europene, până la București, unde, uitați-vă noastră, ei nu mai au nevoie de lideri. Ei au nevoie de niște oameni care să se supună orbește agendei pe care le-o trimit și care trebuie impusă populațiilor. Asta au făcut. Uitați-vă, cine e Claus Iohannis? Cine e Ciucă? Cine e Ciolacu? Cine e Lasconi? Cine sunt oamenii ăștia? Cine e Simeon? Deci oamenii ăștia sunt niște oameni care nu contează. Ei se supun orbește și pun în aplicare ceea ce li se cere. Și atunci, uitați-vă la televiziuni. La televiziunile care are acoperă și au emisiuni, acoperă tot teritoriul țării și au emisiuni de tip electoral și nu numai. Prezintă 4-5 candidați. De ce? Pentru că nu contează care dintre aceștia vor câștiga, vor aplica aceeași agendă, nu alta. Deci asta avem noi. Noi nu avem oameni de stat, nu avem oameni care ne Aici reprezintă cred că ați promovați. spus, Nu-i aici. avem promovați și nu-i avem în vârful partidelor. Și nu-i Vezi, avem. aici pot să-ți spun un lucru, că Deci. am avut o discuție cu un judecător și am întrebat eu, oare, domnul judecător, în România s-au terminat valorile? Nu, domnul Racovician, românii nu sunt orientați. Da, nu sunt orientați. E Și foarte greu. da, iar uitați-vă dumneavoastră, persoanele care au avut curajul să vorbească de drepturi fundamentale ale omului, să vorbească de libertăți și așa mai departe, în acea perioadă de pandemie dictată, și eu am spus-o și atunci, și știți că m-au contrazis mulți, am spus-o și atunci și o spun și acum, acei oameni și acum sunt ținuți la index. Nu au emisiuni, nu apar pe posturi, nu se vorbește despre ei. Nu se dorește să ocupe funcții publice. Dar mai grav, uitați-vă acea decizie a Curții Constituționale în care noi ne trezim, sunt oameni care nu pot candida, nu pe criterii dovedite, pe hotărâri judecătorești definitive prin care s-au dovedit anumite fapte și încălcări ale legii sau ale Constituției, ci pe presupuneri, pentru că noi așa știm și pentru că ne întoarcem unde? Ne întoarcem la anii 50-60 când s-a implementat dictatura comunistă. Acolo ne întoarcem. Asta înseamnă neomarxism. Și ăsta ne-l Cred că aici imprima. greșiți. Cred că neomarxismul e mai perfid decât a fost comunismul. Da, e mai perfid. Da, exact, e mai E perfid decât sistemul mult mai respectiv. adânc și mai periculos. Haide acum, profit că ești avocat de profesie și cunoști domeniul cadastrului, da? Ne-a lipsit o lege. Se numește legea reglementării profesiei de geodezi și înființarea Colegiului Geodezilor din România. Pentru că noi avem profesioniști desăvârșiți, îi cunoști foarte bine și iată ce găsim în articolul 8, aliniatul 3. Executarea lucrărilor de specialitate. Atenție, să fii foarte atent, că după aceea o să revin ca să pun punctul pe i. Că vreau să mă lămuresc, pentru că eu, citind chestiunea asta, mi-am pus niște întrebări. Și am pus întrebări și la personalități care au condus anumite instituții ale statului, recte prefectură, fiind vorba de lege, trebuie să vedem dacă e corect sau nu. În celelalte domenii ale geodeziei, de către persoane fizice și să realizeze prin emiterea certificatului de drept de semnătură eliberat de colegiu. Ia acum să citim mai departe. Executarea lucrărilor de specialitate prevăzute la articolul 5. Atenție acum! De către persoanele juridice este în responsabilitatea exclusivă a colegiului. Cine ție este asta? Ce urmărește? Să pună mâna, să facă monopol, pe lângă faptul că noi nu avem suficienți
specialiști de marcă care să fie pregătiți, mai vin niște personaje lugubre care vor să îngusteze nișa și să depindă de ei. Dar aici, uite cum interpretez eu și vreau să fii foarte atent. De către persoane juridice, este responsabilitatea exclusivă a colegiului. M-am informat să văd ce înseamnă responsabilitate exclusivă. Și atenție mare, discutăm acest subiect că vorbim de alegeri. Responsabilitate exclusivă înseamnă că într-un contract, partea care are responsabilitatea exclusivă răspunde de absolut tot ce se întâmplă. Bani, calitate, prestare, etc. Întrebarea mea e simplă. Se naște colegiul geodezilor, fiecare se duce că este obligat să-ți obții dreptul de semnătură și firma pe care o știi și dumneata, nu numai eu, care nu le dăm nume, nu le facem reclamă, greșește. Acum tot colegiul va plăti oalele sparte potrivit acestei reglementări? Este o reglementare. Acum n-am citit tot textul, dar din ce am citit dumneavoastră este o reglementare profund greșită. Adică nu poți să ai Păi, o hai să o răspundere. reproducem din nou, ca să fim înțeleși, că eu nu sunt lămurit, dumneata este avocat. Deci, executarea lucrărilor de specialitate, nu contează care, Da. de către persoanele juridice este responsabilitatea exclusivă a colegiului. Bine, dar contractele se încheie între colegiu și beneficiar sau între persoana juridică și beneficiar? Domnule, dar e lege, domnul, e lege. E o lege. Și zice acolo, mai merge mai departe. În condițiile regulamentului de organizare și funcționare a colegiului și de exercitare a profesiei de geodez. Păi regulamentul ăsta poate să completeze o lege? Sub nicio formă nu poți să modifici o lege sau să aibă prevederi contrare prevederilor legii sau dispozițiilor legii. Să știți că se poartă. Eu mă uit la legea 7. Nu, Iar. nu discutăm, Nu, domnul. nu, 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 nu! nu vă rog, nu, nu, Nu! nu, aici nu vă las. Acum vă rog să mă luminați, să nu mă duc la culcare pe întuneric. Eu vă spun. De asta vă spun că pentru că și aici. Prin ordinele directorului Agenției de Cadastru, vine cu anumite modificări și anumite, știu eu, competențe ale angajaților din cadrul oficiilor de cadastru, care sunt contrare prevederilor legii 7. Domnul, aia La poate să fel. autoritate, dar aici, fiind membru în această asociație non-profit, de tip neguvernamental, de tip profesional, voi face parte ca președinte de asociație profesională din comitetul de inițiativă. Până nu lămuresc chestiunile astea, să ne pună la dispoziție ce a urmărit să spună cu această chestiune, adică lucrează firma X, dă-o un tur, sau 140 de OAT-uri și au banii, intră în insolvență, toți banii ăia. Ce fac cu ei? Îi recvartizează la toți geodezii din România pentru că ăla i-a favorizat? Nu știu, prevederile acestei legi nu trebuie lăsate să continue sub forma asta. A trebui modificată, pentru că nu poți. A, deci trebuie să o modificăm. Domnule, stai că nu a intrat în vigoare. Păi, nu știu, legea e promulgată? Da, și are 60 de zile ca să intre în vigoare. Ea poate fi modificată. Da, ea poate fi modificată, dar întrebarea mea e subsidiară. Mai departe, că aici e interesant că și domnul coleg poate să vadă cine ne conduce, nu? Că asta facem alegeri, nu? Întrebarea mea, dacă mergem puțin de tot mai sus și zicem așa. Executarea lucrărilor de specialitate care sunt supuse recepției și avizării de către Agenția Națională de Cadastru și instituțiile subordonate se realizează de persoane fizice autorizate de Agenția Națională și instituțiile subordonate pe baza unui regulament aprobat de directorul general. Întrebare. La licitații mai pot participa firmele care nu este în competența autorizării ANCP-ului? Dacă nu ești autorizat să lucrezi pentru ANCPI, cum poți să te prezinți la licitație?
decât ca persoană autorizată de ANCPI, că așa scrie în lege, nu? E o condiție pe care ți-o impune legea. Pe cale de consecință, ce urmă să facă cu chestiile astea, pentru că deja nu mai înțeleg nimic. Păi nu știu, a Eu vă trebuit bătut. trimit, deci domnul coleg, la finalul emisiunii vă trimit și vă rog să vă uitați peste ea și să îmi spuneți, poate o să avem o emisiune să dezbatem cum realizăm monopolul în cadastru de către firme. Parcă așa sună aici. Nu ăla monopolul de la BIRD de pe vremea lui Ceașcă. Aici sunt, din ce observ, sunt două chestiuni. Una de monopol și a doua de răspundere. Iar răspunderea este până la urmă generalizată. Nu știu, nu pot înțelege ce e acolo. Nu Practic, puneți răspunderea. răspundere generalizată, excepțională sintagmă. Foarte interesantă. Ce părere ai, Eugene? Uite că sunt domnul, e adevărat, dânsul a fost supus unui tir de întrebări care dânsul avea nevoie mai mult de timp să citească, deci doar pe baza ceea ce am întrebat. Deci poate eu n-am întrebat bine. Nu-i cu rea credință. Deci, domnul Beleiu, n-am întrebat cu rea credință pentru că eu am spus mie această afirmație în lege și legea nu se poate negocia. Poate la noi da, la noi da, nicio problemă. Numai că mai vedem și noi. Că așa mi s-a spus, că dacă apucă pe mâna lui Racovician legea asta, acum vă termină. Nu îi termin, se termină singuri. Să fie limpede, pentru că acum vom solicita la alegerea președintelui colegiului să scoată toți scheleții din dulap. Să spună anii, să spună ce firme au, ce tot, să spună ce management de 4 ani trebuie să asigure. Nu vi se pare normal? Păi, normal, da. Ce părere ai, Eugene? Cum ți se pare că sună subiectul ăsta? Că tu nu ești jurist. Dacă, de exemplu, ca să ți-l aduc aminte, ți-l mai citesc o dată. Tu care nu ai tangență cu asta, cum înțelegi? Nu, am înțeles foarte bine, dar mă refer la experiența pe care o am eu în domeniul legal în România, mai ales la legea 10 din 2001, la care s-au dat normele metodologice de aplicare prin HGU 685, cred că nu mai țin bine minte, că, prin care, de fapt, prevederile legii au fost schimbate prin normele metodologice. Deci, ce Asta este nu o se va întâmpla aberație cât eu voi legală? putea să mai respir și să am emisiunile astea cum se dezbrac. O să-i spun, bă, frate, ești în categoria 45%. Nu, e clar, e aberant, dar, cum Cum ziceam, înțelege, așa se bă, fac legile. responsabilitatea exclusivă? Asta mă interesează. Și cum Da. o asociație non-profit răspunde de executarea lucrărilor de specialitate? Păi, deci, eu prevăd sau se corectează legea sau o să vă dea niște norme metodologice prin care o să explice că, de fapt, ceea ce citești tu acolo și e clar, va fi aplicat altfel. Cum ziceam, există precedente, mai ales la legea, Dar oare nu, nu se fac de rușine cei care promovează asemenea aberații? Cum îi față dă un de avocat? cine? Față de cine? Față de Față de români! cine? Față de români! Cine înțelege? Cine Cine înțelege? Uite înțelege? că eu înțeleg. Știu, dar deci Păi și eu voi sunteți contest. Eu voi într-o influența colegii mei minusculă din Breaslă minoritate. să citească. Le recomand să Da. citească sintagma responsabilitate exclusivă. Da, Cum clar, poate să normal. răspundă un colegiu de munca unei firme? Înseamnă că pe Exact. mine mă faci tot care suntem membri la acel colegiu să răspundem de mângăriile firmei respective. A, că nu o să spun asta, dar asta ați spus, măi fraților, dacă sunteți tuși cu Da. puta în loc să mergeți la școală, nu mai produceți astfel de legi. În Cum mod e, corect ar domnul? fi ca imediat să fie corectată această lege. Nu, înainte Dar, să fie auzi, nu pusă în ne facem de aplicare. rușine, de 20 de ani se chinuie. Aceste firmulețe, asta e dovada indubitabilă că au vrut să facă monopol. Asta e dovada și ca atare trebuie să eliminăm monopolul. Nu e voie discriminare în România. Nu, domnul avocat, am dreptate. Aveți dreptate, dar poate nu v-ați gândit că nu e făcută din prostie, poate fi făcută din interes. Domnul, eu nu am interese. Nu dumneavoastră, cei care au propus acest proiect de Ei lege. chiar credeau că noi tăcem sau cum?
credea că eu nu o să spun lucrurile astea, o să pun întrebări, că trebuie să mă edific. Nu ți se pare normal? Sintagma, responsabilitate exclusivă a colegiului. Dom'le, la ce se referă? La executarea lucrărilor de specialitate. Ce răspunde colegiul de munca mea? Dom'le, ăștia sunt bolnavi. Ascultați ce vă spun eu. În statele civilizate, am făcut o analiză, asociațiile profesionale se constituie în vederea promovării valorii profesionale. Nici de cum să autorizez o firmă, nici de cum. Păi ce facem cu universitățile, domnul avocat? Universitățile se lasă că profesorii trebuie să aibă firme, să angajeze studenți care să fie boi în loc să-i faci profesioniști. Nicio problemă. Să nu mai lași concurență, nu vi se pare așa mai ciudat un pic? E ciudat. La noi multe lucruri sunt foarte ciudate A, și... cred că și în politică e tot la fel. Păi la fel e că de E acolo... de, vezi de ce am introdus subiectul? Că aici e problema. Atâta timp cât nu avem profesioniști care să fie locomotiva partidelor. Iartă-mă, când mergem și zicem că trecem de la fapte la vorbe, la un meeting extrem de important la nivel internațional, ca prim-ministru mi se pare jenant. Ar fi trebuit să-și ceară scuze, că fiecare om are posibilitatea să greșească. Nu-i perfect nimeni, dar tu să treci acolo și să nu bagi în seamă. Unde-i diploma? De multe ori există și diploma, însă există o altă problemă. Eu mă uit și la o serie de acte normative care sunt modificate de Parlamentul României și anumiți parlamentari vin și publică niște articole, plătesc niște articole prin ziare, ce mare realizare au făcut ei. Și când citești actul normativ respectiv modificat, vezi că până la urmă, mai mult l-a încurcat decât l-a clarificat și așa mai departe. Sunt aspecte care am dorit, pe care am dorit să le discut cu persoane care pot să și care sunt, fac parte din Parlamentul României, dar nu găsesc cu cine, spre exemplu, în județul Alba, din 1990 și până acum, într-un singur mandat, o singură persoană de profesie avocat a fost parlamentar. Atât. În rest, niciunul niciodată. Păi cu cine să discut de legea 7, domnul Racovician, aici? N-am cu cine. Până în vârful cadastrului în Alba n-ai cu cine discuta. Discuți cu oameni care nu pricep și văd niște interese și atât politice. Sigur, nu pot spune că în instituție nu sunt profesioniști. Sunt. Numai că aceia nu ocupă funcții și aceia n-au putere de decizie acolo. Ei trebuie să stea să-și vadă de treaba lor, altfel politicul... Deci vreau să vă spun un lucru foarte important, pentru că ați spus chestiunea asta. Lucrez la Ordinul Experților și dacă mă gândesc cu talent, ați fost la Timișoara când am lansat proclamația din Banat. Vă aduceți aminte, da? Sigur. Dacă vă aduceți aminte de, probabil că nu vă aduceți aminte, în 13 voi... 13 decembrie, voi marca 25 de ani de existență a Centrului PIFCA și Asociația Evaluatorilor Funcționari din România. Și mi-am pregătit un desfășurător cu reperii anuali, cu bornele de otar pe care le-am realizat împreună cu dumneavoastră, colaboratorii mei, și vechi și noi și toți, și voi avea invitați din toate domeniile cu care am colaborat. Vreau să vă spun că pentru prima dată pot face o afirmație. Domnul Buzaș a venit și a spus că apreciază inițiativa Asociației Evaluatorilor Funciari din România cu privire la digitalizarea expertizelor. Este pentru prima dată când putem spune că nu numai s-a rezumat la aprecieri, s-a finalizat și intră în producție. E o dovadă că și la noi se poate. Exact ce ați spus dumneavoastră. Oamenii valoroși nu prea vorbesc, că nu se lăsați. Ce părere ai, Eugene? Am dreptate?
Pardon, n-am urmărit. Oamenii nu sunt lăsați? Oamenii valoroși nu sunt lăsați să vorbească. Cred că mai este și această frică, cum am observat de multe ori. Cred că în privat ei vorbesc, doar că în public, în spațiu public, nu. Dar nu e un pic de lașitate Și e. chestia asta? Da, este, dar ții minte că am fost toți oi timp de 2 ani. De ce? Deci nu ne-am dezbărat de acele metehne, nu? De educația, de, cum să zic, educația care ne-a fost făcută pe timpul comunismului. Taci, vorbește în cercul tău privat, poate. Acum poate nu mai sunt aceiași turnători cum erau atunci, Sunt mai dar deștepți, nu, nu? nu te. Da, cred că sunt mai sofisticați, au altă tehnologie. Da, din păcate, oamenii sunt fricoși și nu vor să iasă în față, chiar dacă îi deranjează foarte mult ce se întâmplă. Are dreptate, domnul Beleu, ce zice Eugen? Are dreptate și asta întâlnim în special în zona de instituții publice, unde din cauza politizării excesive, oamenii valoroși nu ies și nu vorbesc. Cum spunea și domnul Sechei, în privat vorbesc, dar public nu. De ce să nu fie auziți și să nu fie sancționați după aceea? Asta se întâmplă. Sancționați în multe forme. Și uite aici, uite, din păcate aici ajungem. Și atunci ne mirăm că de ce o lege de tipul ăsta, ne mirăm de ce decizii de tipul care vin, proiecte așa cum sunt. De ce? Pentru că ăsta e nivelul. Uitați-vă numai la nivelul candidaților la președinția României. Și atunci la ce vreți să aștepți mai mult? Eu apreciez un lucru. Nu vreau să fiu înțeles în mod eronat. Nu că nu-mi doresc legea aceasta a reglementării profesiei. Mi-o doresc, dar să fie una normală. Puteau să iau un model unde funcționează într-o țară civilizată. Nu să-și dorească ei să autorizeze. Păi, domnule, creează universități care să promoveze profesioniștii. Creează economia de piață care să creeze valori și după care adu toate normele simple, clare și concise în așa fel încât să fie controlabil. Acum, dacă se ridică Mihai Racovician și spune că această sintagmă, responsabilitatea exclusivă a colegiului, este o gândire malefică, poate cineva să mă contrazică? Ce părere ai? Păi eu zic că ar trebui să faceți o întrebare în scris să vă răspundă ce înseamnă sintagma în contextul textului din actul normativ respectiv. Ce înseamnă? Acum Cine? așteptăm următoarea fază, pentru că trebuie să știu un lucru. Sunt interesat ca această organizație să funcționeze. Pe cale de consecință, nu pun întrebarea acum. O să pun întrebarea la Comitetul de Inițiativă și o să spun: mergem mai departe sau cerem ca inițiatorii acestei organizări să se clarifice toate elementele din lege, ca să am și putere. Pentru că dacă spun singur, s-ar putea să-mi dea răspunsul ca și răspunsul primit acum. Deci, în 2023, dacă ți-aduci aminte, am solicitat domnului Gant să pună o întrebare guvernului Ciolacu. Vă rugăm să ne precizați și dumneavoastră care este stadiul implementării legilor proprietății în România. Știți că am primit acel răspuns cu 48%, din care 35% de fapt este pentru că restul sunt subluri și tripluri a titlurilor de proprietate și am revenit să vedem progresul după un an. Dacă citesc acum răspunsul ăsta, dat de sofisticații vremii, ANRP, spune că s-au depus vreo 7 milioane de cereri, din care s-au rezolvat vreo 5 milioane. Când și-au dat seama cât de penibil sunt, își demonstrează încă o dată inutilitatea acestei entități a statului român, care numai paguba a adus în patrimoniul estimat al României. Drept urmare,
problematica nu se poate rezolva pe simple întrebări, domnul coleg. Trebuie presiune, trebuie masă critică, în așa fel încât să audă cât mai mulți. Și când o să audă semnificația termenului, că legea 500, dacă știm foarte bine ce reprezintă, în spațiu public ai obligația să ieși cu limba română la nivel academic și să ai proprietatea termenilor. Păi dacă ai ieșit în lege și spui o astfel de aberație, tu vrei să mă conduci pe mine? Domnul Sehei, vi se pare normal ca oameni de genul ăsta să conducă o entitate, o breaslă? Nu știu, mie mi s-ar părea normal să existe un control al calității, mai ales La ce? La la psihiatrie? nu, dar zic, când venim cu astfel de lege, să existe o Păi validare a da, dar tu știi că calității, aici dar avem Consiliul nu. Legislativ, Eugen, și știi cine-i șeful? Exact. Știi Nu. cine-i? Altă Habar n-am. întrebare. Altă întrebare. Nu le-ai auzit pe ministru? Altă întrebare. Păcat. Nu știu Era ce. de kilogramă. Îți mai aduce aminte de Iordache, domnul Beleiu? Da, îmi aduc aminte de Iordache, dar mă întreb cine e inițiatorul acestei legi. Printre alții, unul din Alba. Păi, mă gândeam. Te gândeai, eu, chestiunea e foarte simplă. Pe mine, să știi că nu s-au prins. Niciun m-am prins prima dată. Citind-o cu oameni competenți, am dat de sintagma asta. Foarte interesantă. Este fabulos. Eu am trei principii. Responsabilitate, calitate și eficiență. Dar responsabilitate exclusivă în om. Pentru că, domnul Racovicea, există niște litigi pe rol. Există la Curtea de Apel Cluj un litigiu privind anularea cadastrării de la Lupșa. Acolo o firmă a executat acea lucrare. A, și să plătim toți ziua de zi, că ei O au greșit. echipă de la Oficiul de Cadastru din Alba a recepționat acea lucrare fără să verifice dacă prestatorul și-a dus la îndeplinire obligațiile. Deci există niște lucruri, iar până la urmă cineva va trebui să răspundă. De ce să nu reglementăm printr-o lege o responsabilitate a tuturor, așa, la colectiv, pentru greșelile sau mai știu eu ce A, lucruri? poate fi și o idee de genul ăsta, putem să o presupunem. Păi, nu știu, putem avea multe ipoteze. Chestiunea e că, așa cum e formulat, responsabilitatea e colectivă. A, deci am scăpat de CAP și îl reînființăm. Nicio problemă. Reînființăm. Păi, dacă tot ne ducem spre doctrina asta de tip neomarxist, reînființăm CAP-ul. Haideți să ne apropiem de final, pentru că timpul a trecut foarte repede și vreau să vă aud părerea la amândoi legat de cum credeți că vor influența alegerile din Statele Unite, alegerile din România. Eugen, te rog. Nicicum. Cred că influența va fi exercitată ulterior. Cum ziceam, noi ne aliniem la marile puteri. Dacă Trump va schimba în sensul în care a enunțat, îi vom urma calea. E o părere, da, e o părere, nu putem să nu o apreciem. Haideți să-l vedem și pe domnul Beleu. Eu mă simt așa mâhnit că, în general, votantul român se uită la ceea ce îi se servește pe plan local și la anumite televiziuni. Nu intră în profunzimea lucrurilor. N-au Pentru fost educați pentru că n-au avut interesul să le deschidă mintea. că dacă ar intra în profunzime, ar analiza lucrurile la nivel de concepte, de doctrină, de principii, atunci ar exista o influență la nivelul votantului. Dacă nu, se votează la nivel local după niște manipulări în care ți se prezintă patru oameni, nu contează care câștigă pentru că, așa cum am spus, au aceeași agendă și vor implementa aceeași agendă, însă ei sunt supuși total partenerului strategic, așa că
după ce se vor așeza lucrurile la Washington, probabil vor spune și ei, niciodată n-am fost cu neomarxiștii, deja suntem și noi în partea cealaltă, intrăm în normalitate. Vor spune cu nonșalanță. Deci oamenii aceștia oricum nu știu pe ce direcție sunt, ei știu că ar trebui să fie la putere și să execute ceea ce li se cere. Eu cam aici îi văd. Și așa i-am văzut, mai ales în ultimii 10 ani, fără să cârtească, au făcut lucrurile acestea. Nu v-au Nu convins. interesează de poporul român sub nicio formă. Deci nu v-au convins de niciun fel. Cum de altfel nici pe mine, că sunt într-o situație, cum zicea Vișan, actorul mare Vișan, mi se pare, l-am văzut la o reclamă, tot pe subiectul de alegeri și zice, noi suntem cetățenii turmentați. Exact. Haideți să mergem și să închidem această sesiune. Consider că a fost o emisiune interesantă. Am pus în valoare idei, putem spune, de orice tip, în care am încercat să venim cu argumente și să spunem de ce nu putem fi de acord cu anumite personaje care își doresc cu tot din adinsul și mai periculos. Și ce este domnul Beleiu și domnul Eugen? Ăștia țin minte. Și bătaia de joc la adresa timișorenilor, numai că continuă. Faptul că, spre exemplu, Robu a pierdut de două ori Timișoara, o zi înainte la înscăunarea președintelui Consiliului Județean, vândut de PNL, categoric, Alfred Simon îi spune că va ajuta Timișoara, va fi bine, lapte și miere, și a doua zi îi numește pe doi dintre cei care au concurat pentru fotoliul de primar, pe Robu, pierzător de două ori, și pe Moș, care a fost la USR, consilierii personale al președintelui Consiliului Județean. Aceasta este o metodă criptocomunistă de dezbină și condu. Păcat că oamenii noștri tratează atât de superficial. Vin ăștia și spun, a, că acum e ministru și-au făcut. E, facem analiza să vedem ce au făcut, că acum vorba aia, Timișoara n-are centuri pe patru benzi. Acum, uitați-vă să vedeți, când le-am atras atenția, celelalte două văd că vor să le facă la patru benzi. Da, domnule, ești acolo, ți-ai asumat, n-ai niciun merit. Ai datoria să slujești românii. Mergem la proclamația din Banat, unde apreciem noi că ne trebuie clasa politică, care trebuie să fie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență. Nexam, în situația dată, cred că așa ceva sunt idealul. Plecându-se de la principiul meritismului, omul potrivit la locul potrivit pe baza meritelor personale. Ce merite le lupește când pierzi, domnul avocat? Domnul Eugen, când pierzi, cum poți, ce vrei să demonstrezi? Că trebuie să pierzi? Nu, dar unde este democrația dacă prin alegeri Ai sfidat mergem într-o votul, parte? ai Ce, sfidat votul, ți-ai bătut joc. Asta e o demonstrație de cinism, cinism. Dar este problema și a profesorului Robu, care dânsul o fi fost profesor, nu contest. O fi fost foarte bun ca profesor, nici asta nu contest. Dar nu poți să fii bun la toate. Și dacă timișorenii de două ori nu te-au vrut și au creat pe friți datorită narcisismului care le... Cum să te duci înainte? Astea sunt lucruri incredibile. Nu ești om de nenlocuit, numai cimitirul plin de oameni de nenlocuit. Astfel va deveni posibilă eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid. Iată-te, sinecură de partid! O candidat cu robul Simori și ca să-i dea satisfacție, îl pui acolo împotriva românilor, a bănățenilor, a tuturor. Zgolamia, de ce să mai discutăm? Care au viciat societatea noastră, au slăbit încrederea populației în sistemul politic și în instituțiile democrației. Se pare că sunt subrezite rău de tot. Aceste virtuți, aceste chestiuni legate de încredere, nu se mai întâmplă să le vedem. Pentru că cei care au avut posibilitatea să vorbească au tăcut. Și această chestiune se numește lașitate. Din păcate, putem spune că românii, până nu le intră cuțitul la os, nu reacționează. Se pare că dacă iau lecția de la americani, masa mare de oameni tăcuți să întoarcă stoarta noastră
și să ne ferească Dumnezeu să ajungem pe mâna lui Putin. Să ne păzească Dumnezeu de războaie. Să ne păzească Dumnezeu să ne trimitem copiii pe front. Există printre noi oameni care gândesc malefic, care le pare rău după comunism. Ce rău le pare pentru că nu mai stau la cozi, că nu stau cu mâna întinsă, că nu li-e frig. Da, educația, batovina. Pentru că dacă n-ai fost educat acasă să muncești, să respecti, să îți faci datoria acolo unde ești, iată-te unde am ajuns. Și dacă nu punem punct și nu vom reveni la sistemul de valori conservatoare, alea care americanii și-au dat seama că dacă le-au trimis la gunoi pe masa rușinii, evident că situația nu este bună. Și de-aia îl rog pe bunul Dumnezeu să le dea înțelepciune la românii mei dragi. Și atunci când intră în camera de vot să știe că puterea este la ei. Cui o dau? E problema lor, nu e a mea. Eu nu am să-mi recomand. Din nefericire, de data asta, n-am această putere să recomand. Ci să se gândească la copiilor, la respectul față de sine și cui își încredințează după aceea viitorul. Doamne ajută, dă-ne înțelepciune și totuși, fă ca ploaia binecuvântării tale să cadă peste nația română. Să ne vedem sănătoși!